Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog, pentru că am primit foarte, foarte multe sugestii despre arată-ne interiorul la mașină, arată-ne interiorul la mașină. Am zis ok, haide să facem și clipul cu interiorul la mașină. Acum încerc să ieși eu de pe străduța asta foarte îngustă unde sunt parcate mașinile una lângă alta la milimetru. Vă rog, trebuie să mai lăsăm și pietonii să treacă. Așa că am să mă duc aici undeva în spate unde am filmat și exteriorul la BMW, am să mă duc să filmez interiorul, pentru că acolo este liniște, nu mă deranjează nimeni, nu sunt foarte multe mașini, să se audă claxoane, înjurături și așa mai departe, și zic că e mult mai bine să filmez acolo. Am văzut foarte mulți că spuneau că nu este seria 7, că nu este BMW, că nu este, ba da fraților, este seria 7. 730 ca și motorizare de 245 de cai din 2004-2005 mașina, pentru că și aici era o dilemă, cum 2005 sau 2004. Eu știu că mașinile care depășesc de luna 10 sunt trecute în talon cu un an înainte, adică spre exemplu dacă este luna 10 a 2004 o să fie luna 1 2005. Asta știu eu și așa apare și la mine. Acum că o fi sau că nu o fi, nu știu, eu vă spun ce am văzut și ce scrie în carte. Am văzut că vă plac foarte mult seriile cu mașina, o să mai facem foarte multe serii, o să am și câteva chestii, prank-uri de făcut. O să încerc să fac și un gold digger, să vedem, dar o să fac un alt tip de gold digger, nu ce ați văzut până acum. Vreau să fac să merg cu o mașină normală, o mașină veche, nu știu, mă gândesc, o să caut un Ford Ka, un Trabant, o Dacia, orice fel de mașină, sau poate chiar și cu un scooter ceva, o să mă gândesc la chestia asta. După care să încerc să prind aceleași fete cu altă mașină, cu a mea sau cu altă mașină mult mai bună decât a mea, să vedem care sunt reacțiile lor. Chiar sunt curios, pentru că am văzut în afară și sunt curios să vedem cum sunt româncele și la noi, și la noi în țară, mai ales prin București. O să mă duc undeva prin centru, pentru că acolo sunt foarte, foarte multe fete și sper să avem noroc acolo. Vă mulțumesc pentru că ne strângem într-un număr atât de mare de la o zi la alta, de aceea eu încerc să vă postez aproape în fiecare zi, să vă țin la curent cu tot ceea ce fac și sper să vă placă în continuare ce vloguri o să urmeze, ce prank-uri o să urmeze, ce videoclipuri informative și educative pentru voi, pentru că, după cum spuneam, vreau să fac cât mai mult content calitativ pe canalul nostru și de aceea eu știți bine că răspund la absolut toate comentariile pe care voi mi le scrieți. Aștept și părerile voastre despre ce anume ați mai vrea să mai vedeți pe vloguri sau în următoarele mele videoclipuri. Fiecare idee, fiecare sugestie este binevenită și chiar o să iau în considerare absolut toate mesajele pe care voi mi le trimiteți. Am să fac și un BMW school, ca să zic așa, o să plimbăm abonații cu mașina, am să fac un video în care o să spun exact când trebuie să facem vlogul, ca să știți și voi din timp. O să fac o selecție, o să luăm 3-4 persoane și o să ne plimbăm prin București și o să spuneți care este impresia voastră despre această mașină care este destul de veche, cum se comportă la drum, dacă aveți condițiile necesare pentru o mașină din 2004 și cum v-ați simțit într-o altă mașină din 2015 sau 2016. Bine, nu vorbim de BMW seria 7, pentru că toate modelele de seria 7 din 80 până în 2018 au fost extra full. Întotdeauna când o mașină are motorul mult mai mare, cu atât opțiunile sunt mult mai multe. Bun, aproape că am ajuns și aici la locul unde trebuie să filmăm și acum o să ne mutăm pe camera principală unde o să vă spun cum se prezintă interiorul, pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat în ce stare se află interiorul la această mașină. Eu v-am spus că se află 10 din 10, dar acum o să aștept și calificativul vostru, ca să zic așa, să-mi spuneți și voi cum vi se pare acest interior. Haideți să trecem pe cealaltă cameră. Bun, să începem cu ușa de la șofer. Avem geamuri acționate electric față-spate. Acest buton, dacă îl apăsăm, nu se vor mai deschide geamurile din spate. Pe butonul acesta se ridică sau se lasă perdeluța. Reglajul oglinzilor electrice. Când apăsăm pe acest buton, oglinzile se vor rabata automat. Ca să le coborâm, mai apăsăm încă o dată. Acesta este butonul pentru frâna de mână, blocul de lumini, da, avem lumini automate. Acesta este pentru proiectoare,
luminile de ceață, acesta pentru reglajul luminilor, cât de tare să bată sau cât de încet să le punem, iar acest buton este pentru deschiderea portbagajului. În spate mai avem un buton care reglează volanul sus-jos, stânga-dreapta, iar această manetă este pentru pilotul automat. Maneta aceasta este pentru semnalizare stânga-dreapta, iar aceste butoane pentru afișajul din bord, afișajul din dreapta și afișajul din stânga. Volanul este tot îmbrăcat în piele. După cum putem vedea, avem și cusătură originală de la BMW, pachetul M. Pe volan vom găsi Voice, adică acest buton în momentul în care vrem să apelăm pe cineva, apăsăm pe el și spunem Call Baby sau pe cine vreți voi să apelați. Acesta este pentru volum, mai tare, mai încet, volumul multimedia, iar acesta este în momentul în care ne sună cineva să răspundem direct apăsând pe acest buton. Acest buton este pentru sport, drive și manual. Manual? Da, manual, pentru că avem și padele. Acestea sunt padelele, da? Iar în spatele volanului, imediat vă arăt, și acestea sunt tot padele. Padelele din față schimbă viteza într-o treaptă superioară, da, adică dăm a treia, a patra, iar padelele din spate într-o treaptă inferioară, adică din a treia, a doua sau din a doua, a întâia, pentru a schimba melodiile. Iar acest buton, sincer să fiu, nu știu, nu l-am folosit niciodată, dar știu că are legătură ceva cu navigația. Această manetă este schimbătorul de viteză, da? Deci dacă tragem de ea spre noi și ridicăm în sus, avem manșalier. Dacă tragem de ea odată spre față, este pe liber. Dacă tragem spre noi și în jos, este în drive. Iar pe punctul de parking trebuie să apăsăm pe acest buton și este în parking. Această manetă este pentru ștergătoare. Dacă apăsăm pe acest buton, ștergătoarele vor fi acționate automat, iar aici reglăm cât de tare să șteargă. Butonul acesta este pentru senzorii de parcare față-spate. Acest buton este pentru a porni motorul, start-stop, iar în momentul în care împingem cheia, automat se deschide și navigația și bordul. Printr-o simplă apăsare îi luăm contactul. Bun, acum trecem la partea de climatizare. Aceste butoane sunt strict pe partea de climatizare. Aici avem dezaburire, geam pe față, recirculare, auto, adică să bage automat răcirea. Dacă apăsăm pe acest buton, dăm pe maxim rece. Dacă dăm spre stânga, se dă rece. Dacă dăm spre dreapta, se dă cald. Aici, cât de tare să bată ventilația, deschidere, închidere, avarii. Aici la fel pentru pasagerul din dreapta, același lucru cum este și pe partea stângă. Aici avem telefonul mașinii. O să vă arăt imediat și cum funcționează. Avem unde să băgăm CD. Aici mai avem telefonul BMW. Aici un loc de depozitare. Aici avem de asemenea locul pentru brichetă și două cup holdere foarte mari. Bun, acum haideți să vedem puțin și navigația. Avem radio AM, adică tot o chestie de asta gen radio. Aici avem CD-ul din față, aici avem magazia de CD-uri, am câteva CD-uri. Aici avem CD-ul din față, care vă spuneam. Aici dăm înapoi. Bun, hai să le luăm pe rând. Pe partea de climatizare. Am pornit motorul pentru că trebuie să dăm pe partea de climatizare să vedeți exact cum funcționează. Apăsăm pe climatizare. Și aici ne apar unde anume vrem să dăm. Vedem aici sus avem left and right, adică pe partea stângă și pe partea dreaptă. Putem să dăm să ne bage în stânga pe centru și la picioare să ne bage. Pe dreapta putem să dăm să ne bage doar la picioare, pentru că nu vrem să ne dea pe față. Iar aici vine rece, aici nu vine absolut nimic, pentru că așa am setat să nu vină curent. Acum ieșim din climatizare.
dacă dăm în sus, dăm către comunicații, iar aici avem numere de telefon. Acum voi încerca să sun ca să vedeți cum se aude în momentul în care te sună cineva. Am apelat, da, blurăm ca să nu se vadă. Apăsăm pe acest buton sau direct de aici. Alo? Alo? Haideți să opresc microfonul ca să se audă. Iar aici se vede cum am sunat. Bine, am blurat ca să nu se vadă. Mai avem pe partea de comunicații, avem entertainment. Aici avem setările, o parte din setări la mașină. Avem ceas, multe funcții pe care nici eu nu le știu sincer. Aici avem limba. Ăsta ne arată cum să ne setăm noi consumul în kilometri. Aici avem câteva detalii despre mașină. Aici luminozitatea, aici avem DSC-ul, DTC-ul. Are foarte multe chestii pe care nici eu nu le știu. Mai avem onboard data, chestii de la bordul mașinii, pe care, uitați, aici ne arată jurnalul, cât consumă, chestii de genul. Ok. Are foarte multe chestii pe care, sincer, nici eu nu le știu. Are BMW Assist aici. Bine, pentru anul său are foarte multe opțiuni. Aici sus avem butonul de SOS. În momentul în care pățim ceva, apăsăm pe acest buton, iar cei de la BMW vor primi sesizarea acum că noi am pățit ceva și ne vor trimite ajutoare. Aici este pentru trapă, să închidem. Are două funcții. Aici este lumina, aici avem magazia de CD-uri, iar pe butonul acesta deschidem torpedoul. Acum să trecem și la partea cu scaunele. Aici, de această rotiță, este foarte esențială pentru că de aici selectăm partea care vrem să o reglăm la scaun. Aici avem încălzirea, iar aici sunt memoriile. Dacă vrem, spre exemplu, să reglăm doar partea aceasta, vom apăsa pe acest buton de aici. Și vom da de butonul central, iar scaunul se va regla exact cum vrem noi. Se reglează toate părțile scaunului, până și chestiile laterale, lombar, pe centru aici, la spate, cât și etiera. Mai dispunem de o cotieră foarte mare și foarte spațioasă, după cum se poate vedea. Aici avem un buton în momentul în care dăm pe... În stânga nu se mai deschide portbagajul, dacă avem ceva în el și ducem mașina la spălătorie și nu vrem ca cei de la spălătorie să ne deschide portbagajul, apăsăm aici, iar portbagajul nu se mai deschide, iar aici avem gurile de ventilație în stânga și în dreapta, pentru a răci. Avem sonorizare foarte bună, avem câte 3 boxe pe fiecare ușă, airbag-uri în fiecare ușă. Acum să trecem puțin și la partea din spate. La fiecare ușă din spate vom vedea că este îmbrăcată în piele. Avem doar aici un plastic, iar aici avem inserții de mahon. Aici este o scrumieră, butonul pentru geamul din spate și o chestie unde să-ți depozitezi o sticlă cu apă sau ce ai tu. Pe partea din spate avem foarte mult loc. Scaunul din față este dat la maxim și după cum se poate vedea mai este suficient loc pentru cei din spate. Cei din spate beneficiază de asemenea de o cotieră foarte mare. Butonul acesta este pentru acționarea tetierei. Da, deci dacă îl doare gâtul, apăsăm pe ea și se ridică sau se coboară în funcție de cum vrea fiecare. De asemenea și în partea dreaptă. Iar aici avem încălzirea în bancheta din spate. Poate iarna le este frig și vor să aibă și ei încălzire. Aici avem de asemenea o cutieră foarte mare și foarte spațioasă. Iar aici avem două cup holdere. Mai avem
gurile de ventilație, da, și pentru pasagerii din spate, două porturi de brichetă unde ne putem încărca foarte bine telefonul. Aici putem seta climatizarea dacă vrem rece sau dacă vrem cald. Uitați cât loc am în spate, cât loc mai am și scaunul este dat la maxim, da? Deci scaunul în mod normal ar fi trebuit să arate așa cum este acolo. Dar eu am dat scaunul special la maxim ca să vedeți cât loc mai am. Pasagerii din spate vor avea și ei acces la lumină și la o oglindă în cazul în care vor să se marcheze fetele sau cine este în spate. Da? Care se dă stânga, dreapta, cum vrem noi. Bineînțeles, pasagerii din spate vor avea un view foarte bun. După cum puteți vedea, avem la fiecare ușă mânere, ceea ce mi se pare foarte tare pentru că multe mașini nu au așa ceva. Și vă spuneam de răcire. Mai avem guri de ventilație și în panou. Deci pasagerii din spate nu vor duce absolut deloc grija căldurii sau a aerului rece pentru că avem foarte multe guri de ventilație. Și priviți cât de mare este până în față. Deci eu am întins mâna și nici măcar nu abia pot să ating scaunul acesta, doar dacă mă dau puțin mai în față. Dar dacă stau normal, nu-l ating. Dacă stau pe spate, nici măcar nu ating gura de ventilație. Trebuie să mă aplec pe față. Deci mașina la capitolul spațiu este foarte, foarte mare și uitați cât spațiu mai este și în spate. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că numai așa veți putea fi notificați în momentul în care eu postez ceva și să apăsați și butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Vă salut pe toți și vă doresc numai bine!